Bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei prieteni! Sunt la memorial. Încă nu este ora 8. Eu prima dată, dacă vreți să mă credeți, am venit la memorial. Prima dată intru înăuntru să mă uit și aici. N-am mai avut timp, n-am avut ocazie. Știu că toți veneau la memorial. Și făceau fotografii, era ceva frumos, era ceva un monument. Extra, că în altă parte nu prea ai unde te duci. Și veneau toți aici și își făceau fotografii. Dar mă uit că nu-i de mult făcută, de-aia mă ia, uite, este iarbă, de-aia crește iarbă. Făcut alihamete, băi, nu se mai ține nici ani de zile, numai să facă, de-aia de câte ori au făcut reparații în memorialul ăsta. Ia, uite, făcut nou și nici nu se mai face. Zato am aflat că la Dodon, la Sadova, dar să mă duc în sat numai decât. După ce am fost și am filmat eu și am arătat că mama lui Dodon n-are drum, flori deja stau, sunt depuse flori, cred că ceva și din ieri, cred că ceva și de astăzi. N-am luat chiar nici o floare de casă, am ieșit repede așa. Tot timpul când mergem pe aici, chiar memorialul era închis. Parcul tot timpul e închis. E un fel de multi hectare și nu înțeleg de ce lumea n-are acces aici. Eu chiar când mergem și avem timp, el pur și simplu era închis. Nu putem să intru. Și ziceam să vin acum dimineață și să vă arăt și vouă. Care nu sunteți, dar foarte rău pus. Măi, așa constructor, ia uitați oameni buni. E cum? Aici, dacă ești pe tocurnante, îți rugi capul. Au făcut tot alihamete, tot bani, s-au făcut cum ne-ai dat, asta e chiar scump, asta nu e plitcă ieftină, ia uitați-vă. Dacă observați, ia uitați-vă, care sunt constructori, uitați și aici, Doamne ferește, de-am crește buruianul, nu se mai face nimic, și asta s-a făcut pe timpul Voronin, oameni buni, câți bani. Vedeți că au dat drumul, au dat voie și la cimitir și la Doina să ducă lumea. La cimitir, la Doina, n-am pe nimeni. N-am nici rude, n-am nici pe nimeni la cimitir, la Doina. Milioane au spalat, oameni bune, că covorul roșu a șternut. Milioane spalate, da, milioane. Da, el trebuie să fie în fiecare zi, să fie deschis, să intre lumea, să... Că aici s-o cotiți câtă iarbă, câtă teritorie, cât e de mult. M-a dus scaune. Acum jur să vie, da, toți, eu cred că și Maia Sandu, cred că trebuie să vină. Cum n-ai da? Aici eu s-o cot că ziua asta trebuie să fie așa, nu cu cânci, nu cu... Trebuie să fie așa un... De aici iese președintele, când vine. Vreau să vă arăt, pentru că eu vă spun și eu, prima dată. Când în an acces pe teritorie nu ne-a dat. În an n-am avut acces pe teritorie. Avem telefonul, nu avem baterie, era foarte grav. Era, inclusiv era de asta, cum să zici, pandemie. Nu se dă de voi, se dă de voi. Cu Voronin eu m-am întâlnit, eu m-am cățăit cu Voronin aici. Am avut cu dânsul, că el a dus să mă ducă la psihușcă pe mine, imediat să mă strângă să mă ducă la psihușcă. Dar n-am avut baterie cu ce filma. Eu vă spun că cât eu nici n-am știut ce există aici și câte milioane aici s-au spălat. Că e foarte urât, plus plit, că e foarte
Foarte rău. Eu nu știu, parcă pus-o la bețâie tot plitca. Să văd, de asta e scumpă, să nu-i plitca, e 2 bani. Asta e foarte scumpă plitca. Iată, vă arăt cât e de mare. Fac așa o excursie, că văd că pe aici și lume nu-i. E foarte puțină. Corect. Au fost oamenii încărcați și duși și înapoi nu s-au mai întors, că nu i-au întrebat. Vezi că nici un fișor de președinți, de ministri nu a ticat niciodată, că copiii lor au fost ascunși, cum a spus și ieri. Ieri Lucia Simon a făcut un film la Criuleni cu un domn care este invalid de gradul 2 de la Cernobâl, după Cernobâl. Și ce-a spus omul? Domnul și-a spus, eu încărcat și eu dus, nu i-a întrebat, vrei, nu vrei. Copil mic, rămas de 3 luni acasă, soția, nu i-a întrebat. Fără mâncare, fără nimic, pur și simplu l-a luat și l-a încărcat. Și așa ne-a încărcat pe toți, de câte ori am spus. Așa i-a încărcat pe toți, că nu i-a întrebat, vrei, nu vrei. Iată, așa să vă arăt. Iată, vedeți, asta vreau să vă arăt, că eu vă spun, eu sunt prima dată, sunt prima dată și pe teritorii, nici n-am știut ce există aici. Cu adevărat în viață, iată, văd că mă întorc înapoi, că cineva este aici. Hai, mai ia Sandu, oameni buni. Ia uitați-vă. Mai ia Sandu. Ia uite cum am numerit eu. Браво! Я то витаю, ваша ж сукот шиёк. Види, пуем букет де флори. Dar unde sunt televiziunile, măi, că nu văd nicio televiziune. Da, uitați, nu-i nicio televiziune. Iată așa, bravo. Ia uitați ce se înseamnă libertate. Da, au pus covoare, dar vedeți că nici nu ieșit de acolo, de unde ieșeu. Iată așa, corect. E tot așa socot. Ai venit, ai depus o floare și te-ai dus. Nu cu...
детском, вин тот тип, что зачем не помоги мат вам им будет. Я говорю, а зачем не мерит, ну и да? Я не вид ничего прессы, ничего телевизионе не вид. Не вид ничего телевизионе, и чар не интересан. Вам им будет, чар не интересан. Это видец, ну и ничего телевизионе, а стоит фарти грам. Уни про ТВ, онди. И журнал, ундис. Аша ништи вамин ко аппарат, лишь атыт. Așa, să respecte distanța, cât o leacă, vă doi încolo, vă doi încoace, pe rând, nu tăți la un loc. Au înghițit tușoncă, oameni buni, au înghițit televiziunea tușoncă, foarte multă tușoncă. Să nu știi televiziunea asta e de râsul lumii. Să nu știi televiziunea asta e de râsul lumii, oameni buni. Distribuiți să vadă toți. Dar e ora 8, unde se dori? Телевизионе, трябва да си на датории. Știți că e data de nouă. Телевизионе може бъде да не арати пи Додон, пи... Ăsta-i tot cimitir, ei, oameni buni, ăsta-i tot cimitir cu nume, familie, cu teatr, cu bani investiți, ăsta-i tot cimitir. Ăsta-i cimitirul care mai trece câțiva ani de zile și nimeni nu să-i pomenească, că uite așa corect. Trebuie să vii. Ăsta-i tot cimitir, eu v-am spus, eu la cimitir nu am pe nimeni. La Doina. Păi eu ce vă arăt, televiziunile unii sunt oameni buni. Muși pe Dodon ar să-l pui în slăvi, pe Dodon, pe aista, pe... Pe Voronin, pe Tuca Voronin. Cine a fost tartarul atât fără de legile? Tu, că Voronin. Asta este, ea că aici este un cimitir a eroilor, un monument unde se pe plac, ți-au rămas numele, ți-au rămas acasă copchii și eu dat statul la toți eroii ăștia care au rămas familia lor pus pe plac acolo de... Cu adevărat a înviat. Eu am să vă arăt clounada de socialiști și comuniști, am ușor să vină. Acolo clounada și e că asta e așa corect. Ai venit la cimitir, eu sunt contra la toate pomenile este, la toate bețâile prin cimitere, sunt contra absolut total. Du-te acasă, bie, mănâncă, nu trebuie să te vadă nimeni. Dar iată, eu sunt pentru, chiar că asta e o democrație totală. Ai venit, ai pus florile. Dar nu. Nu cum să începă gătia muș socialiștii și comuniștii. Ia să vedeți amușcă. Eu n-am fost, dar n-am avut baterii la telefon să vă arăt ce era. Dacă eu stau aici și să vă arăt și când o să apară Dodon și când o să apară toți, pe toți o să vă arăt. Nu-i presă, oameni buni. Voi vă înțelegeți că în continuare nu-i presă, e presa lui Dodon. Voi înțelegeți că Dodon comandă în continuare e Dodon. Voi asta trebuie să o înțelegeți. Că în continuare e Dodon, oameni buni. Nu este presă, eu vă arăt teritoria. Nu este nicio presă. Asta este grav, oameni buni. În tot anii, la ora 8, fix, s-a început aici, atotdeauna președintele vine și depune flori primul. Iată, uitați-vă, nici o presă, o presă de râs, vei să arăți, să filmeze, că asta e democratic, că asta într-adevăr, asta este. A intrat, ai pus
Флори. Я тоже так же говорю. Достойно, без пафоса, без никакого армата, невой, варианте, пентуши. Видеть, как армата ин мылил до донинга, тот ин мылил до дону, амин бун, ю варит. Тотул ест ин мылил до дон. Но есть у пресса дирыс рушини. Як ты из пресса де гивин. Нишну сле старис с аранжедзе, аппаратура ж сарыт хева. Это само. Христос а вят ла тоц, Христос а вят ши буна зиуа ла тоц, ши луат ши дистрибуицал, пентру ка ёу ча заварит, ёу ва спуне ка пресса де гевини. Яка уитацу. Нет, пресса де гевини. Корект, аста ну есть, да, шо чимитир тот аша са дужи, fără pafos, fără corzâni, fără mâncare. Eu sunt împotriva mâncărilor, pomienilor. Eu la copii așa le-am spus. Pomieni, să duci să dai, să îmbraci un copil. Să îmbraci un copil, ce să-i mai bună pomană. Un buchet de flori și un scriu. Cui trebuie ștergarele cele, cui trebuie tot ce prostii, nebunii, castruli și să dău. Asta e un... Chiar și preotul de la mine din satul tot împotriva pomienilor. Preotul de la mine din satul a spus, el nu iubește pomienile astea, să le dați până la mine, să nu le văd. Așa stați și vă tărâiți cu mătră, vin și ție și în anașă, urât. Neca, el așteaptă toți pe Dodon și pe Voronin. Dar, на самом деле, вот так должно быть. Тихо пришел, по одному, идут, и все. Фэры... Да. Băieți, dar până tătanul la ora 8 începe, și voi nu știți? Președintele la ora 8 vine în tătanul. Ani de zile. Ați mâncat șoncă și voi la un loc. Da, tăți ați mâncat șoncă, da. Apoi eu mă ocup, că asta e Moldova 1, oameni buni, care trebuie să fie a poporului. Dar aici așa l-așteaptă pe Dodon și pe Voronin. Vă dați seama? Moldova 1, ce vă arată, oameni buni? Distribuiți să vedeți Moldova 1. Așa arată Moldova 1. Da, voi trebuie să veniți aici, să arătați dimineața, la ora 8 începe tot. Ani de zile la ora 8. Doamne, dumneavoastră, dacă aveți, vă rog, pretenții, vă duceți la televiziunea acolo. Și acolo străgați, acolo vă duceți la șef, la toți aici. A, păi așa și-am să fac, așa și-am să fac. Dar aici vă rog frumos, noi... Dar voi, la ce oră pe voi vă trimiți încoace? La ce oră vă trimiți pe voi încoace? Ați văzut la ce oră a venit, nu? Tu șoncarilor și altănică. La revedere, doamna Olai. Da tu ce? Stai că avem de întâlnit pe parcurs. Da. Rușine când ați venit să arătați realitatea. Ce să faci, așa-i? Merge așa înainte. Să arătăm numai... Tu ai să răspunzi de cuvântul de om bolnav. Tu ești la datorie pentru o țară întreagă. Cu locarilor, tușoncarilor. Tu ești la datorie pentru o țară întreagă. Asta arată să vadă lumea întreagă. Nu arătați prostii la Moldova 1, da. Eu nu te-am numit, eu ți-am spus tușoncari și culiocari. Da. Dar pe asta este, la ora 8 șezi la lucru. Fără 10-8 trebuie să stai la lucru. Fără 10-8 trebuie să stai. Uite Moldova 1 vândută, total, eu am arătat. Nu e nici ProTV, nici jurnal, nici Moldova 1 nu e oameni buni. Ia câtă-i-ți, rușine să ție, culiocari, tușoncari lui Dodon, al lui Voronin. Ia câtă-i-ți. Ei trebuie la ora 8, fără 10, fără 15, să stai aici, să aștepte, să iei, să arăte, dar ei și-au arătat. La Voronin acolo, pravilno, la Voronin ți-i arăți, lui Dodon ți-i arăți, lui Voronin ți-i arăți, da, că eu făcut aici.
Nu, 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 pe aici am venit. Cine știe pe pază de ăștia m-a ajutat. Asta lui Voronin și lui Dodon să-i spui, că e făcut aici tot. Voronin cu Dodon, da, da, da. Asta e televiziunea de stat, oameni buni. E împotriva actualii guvernări, vă dați seama, e împotriva președintelui, pentru că nu interesează cum vine președintele, pentru că interesează cum o să vie Dodon și cum o să vie Voronin. Da, am venit să arăt prostiile voastre, care e televiziunea, sunteți plătiți din banii noștri. Asta e de stat televiziune, unică. Dar cum dar? Din bugetul statului priniți. Da, lasă impozit, tu iei bani de la stat, dar eu nu iau bani de la stat, eu dau la stat. Dar păi ieșiți, că eu lucrez. Ieșiți și locuri, da. Dar eu cu copiii cum se hrănesc? A, copiii cum se hrănesc? Cu ciunca lui Dodon s-o hrănești. Cum a spus Dașa, Gonța, da. E că vă arăt realitatea, să vedeți oameni buni realitatea. Eu vă spun, eu fără 10 și 8 eram aici, că știu că la ora 8 precis că se începe. Dacă vedeți pentru ce au venit ei. Iată. Iată, pentru tușoncari, pentru culiocari. Iată, Elina. Vedeți? Ia parte. Tătia lor, în mâinile lor, oameni buni, treziți-vă, popor, și distribuiți ceea ce vă arăt eu vouă. Treziți-vă și distribuiți-i tăt în mâinile lor. Voi vedeți ce de greu să lupți cu regimul ăsta, oameni buni. E foarte greu, credeți-mă ce vă spun eu. Cine să lupte? Televiziune nu-i. Nu a venit nimeni să filmeze președintele. Nu a venit nimeni să filmeze președintele, oameni buni. Ei, Doamne ferește, pe piață unde trăim noi. Vor tăți, plâng tăți după Dodon, plâng tăți după culoașe, cu mătrism, nănășism. Eu dimineața am venit cu taxiul în coașe și taxiul ne-a spus că băietul ne-a povestit de boli. Și a zis, Doamne ferește cine era în școală, Doamne ferește cine era în școală. Și armata e al Dodon, oameni buni, și armata e toată al Dodon. Ia că uitați-vă, eu v-am arătat realitatea. Ei au pus flori și au ieșit pe partea cealaltă, ei încoace înapoi, nu s-au mai întors. La ce se întoarcă dacă nu e televiziune, oameni buni? Nu este televiziune, ce vreți să vedem noi? Da, ia că uitați, cine a uzurpat statul, ia că acum uitați-vă, uzurpare de stat. Din partea cui? Vedeți cum vă prostesc. Eu vă spun că eu știu că tot anul la ora 8 deja erau toți aici. Scheam să vin fix la ora 8. E ca cum ar să-l întâlnească pe Dodon și pe Voronin, vedeți? Plâng după culioașe, cu mătrismul, tot prostie omenească, am unii conduși oameni buni, tot prostie omenească, care iau culioașe, care merg la bispredel, care merg la comandă. Ia uite, ei au pregătit scaune pentru cine? Înțelegeți? Deci tot e scenă pregătită. Dar mai e Sandul în curcă. Moldova 1 nu era. Moldova 1 nu era. Nu era ProTV, nu era Jurnal TV, nu era nimic, oameni buni. Asta este foarte grav. Asta sunt niște televiziuni care mai poți crede. Dar în restul, ia că ei stau de vorbă. Maria Marusic nu știe cui să jălui când are intrare aici. La ciuma roșie îți duci stijelul, că el lor le spune, corect le spune, dar ei nu ar să o arăte. Nică. Pafos, pafos, pafos. Vedeți? În mâinile cui e armata? În mâinile Dodon. În mâinile Dodon e armata.
Au ce leargă televiziune, au uitat ce leargă televiziune. Au ce leargă televiziune, doar frici și sărăte. Cui s-a pus covor roșu, ați înțeles? Așa e, oameni buni. Asta e realitatea, uitați-vă și distribuiți-o, pentru că asta este realitatea. Vă dați seama că prin ce se merge acum, prin ce merge un președinte care nu poate lua armata în mâinile ei? Ați văzut cât de repede se merge și se merge la cimitir, cu o floare, cu o lumânare, dar nu cu pomeni, cu coșuri de pomeni, cu fel de fel, care mai de care decât ca asta. Vă arăt că nu avem televiziune. Eu aștept cum ar să apaie, uite, și aici, toane de flori. Dar voi ați dat la oamenii care au rămas în viață, măcar... Ceva vă le-ați adus aminte de oamenii și cui trebuie pafosul ăsta? Dar-i pafos, iată de aici, uitați-vă. Ei apără pe Dodon, iată de aici, a lui. În continuare, tătă, îl apără pe Dodon. Da, prind a venit cu locare. Uite, Moldova 1 și filmări face. Voi vedeți? Și filmări, dar la Maia Sandu nu s-a prăchet măcar să deschide camerele. Eu n-am primit așa ceva de ziua mea cu flori. N-am găsit așa flori. Uitați-vă și cum am pus plitca asta aici. Eu vă arăt. Unde? Ia-te-o. Unde? Bună dimineața! Domnul Ion, nu te mai prind niciodată la primărie, măcar aici te-am prins. Am o problemă cu Aliona Oriol, care e cu mama dată afară și cu ficiorul de 12 ani. Și vă scriu de scrisori, și vă scriu de-am zbășit 7, 8, 10. Da, și de-am trimis la dumneavoastră personal. Hai, eu chiar vă rog să mă... Da, da, bine. Da, eu vă aștept mai decât. Vreau să rezolv problema lui Aliona, care e dat afară, pentru că nu mai pot da de dânsul nicăieri.
Nu, nu o să mă ignori. Mai rău faci. Ei știu prea bine de mine toți. Ei știu prea bine de mine toți. Și știu că eu dacă mă apuc eu ca o gaiță, eu dacă mă atac, eu nu mă las oameni buni. Până nu rezolv. Eu n-am probleme. Eu v-am spus, eu probleme nu am. Mi-e jale de Aliona. Pentru că asistența socială trebuie să o ajute. Asistența socială trebuie să o ajute pe Aliona. Pentru asta noi avem instituții în stat. Atât vă lămuresc. Instituțiile statului nu funcționează, inclusiv de la primării. Dar toate asistențele sociale, toate punctele de asistență socială sunt toate în primării, oameni buni. Cu toate când te duci la primar, el spune, dar eu n-am nici cu asistență socială. Dar când ajungi acolo primarul, tot decide cui să-i dăie și ce să-i dăie. Nu asistența socială decide. S-a acaparat toate instituțiile, v-am arătat și vă arăt în continuare, pentru că eu v-am arătat cât de frumos a venit Maia Sandu și uite și pregătirea ei și dimineața tare și așteaptă. Dar eu am și telefonul lui Ceban și l-am sunat. Eu și telefonul am. Și al Dodon am telefonul, și al Ceban am telefonul. Și ei nu răspund. Am scris și mesajul lui Dodon. Нет, 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 я не отстану, люди добрые, я же ходила, вот, я просто не сделала фильм, я ходила с Аленой в четверг, мы ходили, все, я ходила с ней по больницам, потом в Сороках уехала, я ходила с ней, за ручку взяла ее, очень хорошо встретили нас, Каролина Улару, взяла ей, дать ей ежемесячно пособие, и плюс еще 6 тысяч леями, чтобы оплатить квартиру за 2 месяца. Я хожу, я не думаю, что просто так вот сейчас вспомнила. Нет, в четверг я была, Алена вам расскажет. Я с ней ходила в больницу, взяли 2 справки, что мама не ходовая. Но вот опять месяц пройдет. Поэтому я вам говорю, если я берусь человеку помогать, я помогаю до конца. Я знаю как. Мне ничего не надо, у меня все есть. Я хочу помогать людям, людям. Потому что наши все институции нефункциональные, уамин бун, нефункциональные. Я хочу и не отстану, покуда Алене не дадут или жилье. И мы написали, что жилье, чтобы ей дали жилье. Хотя бы временное, хоть что-нибудь. Потому что ей дом продали, а судебный исполнитель Гуцу Виталий деньги забрал и держит себе. И держит. Отец умер, они, у них еще нету муштенири, нету, что они еще, что все принадлежит маме. Это нужен акт, а потом ходить писать. А когда это все будет, надо ходить, надо чем-то питаться, надо где-то жить. Но там у Гуцу есть деньги, большие деньги, Алёнины деньги. Но он их присвоил еще с 2018 года, люди добрые. Поэтому я буду ходить, хожу. Здесь не хочу терять еще Дудона, как Дудон придет вместе с Кворонинцем, а парти. Но хочу и Алёне помочь. Я возьму один день, чтобы я встретилась с ним. Я у тебя шамбуланца вини вамен бой. Поцелей пиворонин дем потягата. Перед... А, ну и амбулансом, парик и амбуланца. Постои. Ну и амбуланца. И амбуланца. Я вам демонстрат, чтобы вам ратат, к Майя Санду, он континуаре, к ну пати фачи немик армата, и мыли Додон. Тот кондучи Додон. Аса свазут, акума димняца. Адзвазут, я вам ратат, акума димняца. Тот и мыли Додон. Парели дырэв.
nu scapă de mine ceva, nu, oameni buni, nu scapă, pentru că eu trebuie să rezolv problema Alionei. Aliona e statului, copilul e statul, dar nu se spui, du-o pe mama la casa de bătrâni, du copilul la internat și du-te la lucru. Ia ca și eu spus Alionei. Dar ei luată de suflet, Aliona e luată de suflet și eu spus, e plânge, eu știu problema ei și eu spus așa, eu lângă tomberon dorm cu dânsa, dar eu nu lepăd. Că e mama ei, vorbește greu, nu se mișcă, e foarte greu, înțelegeți, știu și medici de asta, loc să-i pui grupa întâia, e încă la grupa a doua. Și asta este foarte grav. Doamnul Ioan! Bună dimineața! Nu, eu nu port, eu sunt potriva măștilor, eu vorbesc și smanet. Nu, nu, eu sunt gurică, vedeți că eu țin distanța, n-am treabă. Păi nu e invalid de gradul 1 și nu poți fi asistent social. Înțelegeți, trebuie să fie invalid de gradul 1, dar e vecinul cel care a luat casa, i-a luat și buletinul. E de-abia acum au luat buletinul. De-abia acum au luat buletinul, Aliona, înțelegeți? Și-a avut probleme, nu a putut face nici moștenirea, nici multe. De atâta eu vă arăt. E că la cimitirul ăsta tot n-a fost niciodată. Ce faci? Nu trebuie de așteptat pentru asistent social de gradul 1, nu trebuie de așteptat un an, oameni buni, trebuie de insistat. De răcnit în gura mare, că voi îngrijiți, statul trebuie să îngrijească. Nu trebuie să așteptați să vă spui stați la rând. Scrieți plângeri pe cel care vă spune stați la rând. Eu știu că schema lor e de stat la rând. Stai la rând când a să moare cineva și a să elibreze. Nu! Tu, persoana de gradul 1 care aveți voi, soră, frate, mamă, tată, cine îngrijiți, persoana de gradul 1, copiii voștri, prineți banii. Nu așteptați să vă aducă asistent social de cel care vă dă pe 2 ore. Statul trebuie să vă dă 3.000 și ceva de lei, amuia ileafa. Am s-a ridicat și 3.400, ni se pare că. Insistați și răcniți în gură mare și luați. Asistent social nu trebuie să stai în rând, oameni buni. Nu trebuie să stai în rând. Iată, el special o întinde. El special o întinde ce bani. Mai în scurt, ei i-au luat casa la botanică și eu rămas afară cu mama de 70 de ani, invalidă de 15 ani. Așa. Gradul 2. Până să-i facă gradul 1, până am dus-o la Maia Sandu, acolo am protestat, o dus-o iudată pe 2 luni de zile. Am plătit casa. Eu plătit o cameră la Sarmisegetuza acolo, la Starava, este un cămin care aici care fără casă, îi țin acolo. Dar e 3.000 de lei camera. E 2 luni eu plătit aici, de la un IG cu oricare, nu știu. Eu am scris din fondul de rezervă, dați-i ceva, un juliu, vremena, dați-i o cameră. A scris și la... Dar cum nu puteți să-i dați? Să dăm suport. N-avem noi... Dați-i un suport! Dați-i ceva! Haideți să... Am luat Carolina Olaru de-am cât trăpiteți, cât haideți plângeri am. Haideți să facem altfel. La 8:30 eu am de obicei ședința operativă dimineața. Da. Așteptați la 8:15 la primărie. Bine. Marți, da. Da, bine, eu numai decât. Bine? Da, vin cu dânsa, da.
Iată așa, arsidei, un suport oarecare arsidei, că adâși birocratismul ăsta trebuie să aștept luni de zile. De aici de mâna încotro. La ora 8 dimineață, marți dimineață, la primărie am să așteptăm. Oricum, n-au să... Aici, din câte știu, din câte cunosc, mă tem că totuși a fost cimitir, mi se pare că, domnul Nicolae. Da, dar e... E gravă situația că nu avem televiziune, oameni buni. E foarte gravă situația. E îngrijit, e în chipul cât de nou mai cred că e numai așa, chiar e interesant, pe urmă eu am să mă uit. Chiar ne... Eu pe urmă am să mă uit cum îngrijesc ei pe urmă, dar vă spun că e încuiet. Eu am mers pe aici, plângă dânsul, pe jos și chiar am vrut să mă uit și e încuiet tot timpul. Se discuie așa ceva numai din nou mai, rușine. Rușine. Iată, vezi că televiziune, dacă nu mai aia Sandor, nu era nimic, oameni buni. Nimic nu era. Dar și este realitatea de cel care grăie rize. Oameni buni, eu am văzut cum se vând testele în ziua de astăzi. Am fost martor cum asta e zarabotcă, cum se vând testele. Și nu vreau să cred. Asta e zarabotcă, pentru cei care cred, credeți în boală. Dar eu am fost martorul că asta este zarabotcă. Covidul este o zarabotcă mare, vinderea măștilor, vinderea aparatelor de măsurat, vinderea toate lichidele astea și nu știți ce sunt trânsele, e mai grav și vă dați mâinile și nu știți. E mai grav că purtați măștile și nu știți. Ia că v-am arătat realitatea, deși Dodonii în frunte armate și numai. Hai spuneți, oameni buni, v-am arătat? Eu v-am spus că eu vă arăt, așa m-a adus Dumnezeu repede încoace. Eu zic, mă duc fără 10 și 8 și eu pe teritorie. Să vedem și că la ora 8 acolo trebuie să înceapă ceva. Și ați văzut, Maia nu are acces la armată, v-am arătat realitatea. Asta este omul... Mai au venit fără bodyguards, fără nimic, dar Dodon vine cu bodyguards. Păi hai și nu mă înțelege. A cui sunt? Ia uite, bodyguards îl apără pe Dodon și pe Voronin în continuare. Dar mai au venit fără, v-am arătat. Mai au venit, s-au dus, fără televiziune, fără nimic. Păi și avem noi în țară, mai avem de făcut un exercițiu, oameni buni. De dat jos pe Dodon și pe Voronin și scăpăm de tot ciumă roșie. Ia câtă, uitați-vă câtă libertate a fost, câtă libertate a fost liberă, a venit Maia și a venit aici pe la covor, de pe poartă,
intrat, nu din pafos, nu cu pafos. Și se face aici. Cum a organizat de domn pe toți? Nu știu cui Costiuc, ați auzit 30 ce a spus. Eu v-am spus mai înainte, eu nu vreau să mă anind de dânsul, nu mă interesează. El pentru mine, eu am spus, eu când sunt și să sunt ceva, eu am să vă spun imediat. Dacă eu am plecat de acolo, Dumnezeu cu dânsul și cu mine iar. Eu v-am spus. Mine nu mă interesează. Eu am simțit că ceva nu-i bine acolo. Și am părăsit și m-am dus. Scrieți-ne în privat, oameni buni, scrieți-ne în privat și mai puneți o dată, că multă lume spune când scrii și eu nu răspund, eu răspund la toată lumea. Mai scrieți-ne o dată în privat. Apăsați încă un mesaj. Dați un like sau ceva ca să vii mesajul printre primele. Eu le citesc, eu mă stăruiesc, le citesc pe toate, sunt foarte multe. Sunt foarte multe și le citesc și mulțumesc toți acei care îmi scriu în privat. Mulțumiri sau îmi trimit flori, nevoi, variante, dar eu totuși vreau să ajut lumea, să arăt că există legea pe masă și trebuie să fie, nu-i din capul lui Dodon și al lui Tuca Voronin. Tuca Voronin, v-am spus, pe timpul în 2005, Tuca Voronin a vândut ușor pădurea Codrii Moldovei, Codrii Orcheiului. De la Ivancea are 30 de hectare, are luat în arendă până în 2057, are șor și 70 de hectare are Vasile Chirtoca. De la socialiști, are 70 de hectare și el acum a vrut să cumpere 30 de hectare de la șor, dar este tabăra unde s-a pus sechestru. S-a pus sechestru și datorită la un judecător pe familie Mățu, i-a pus sechestru și nu pot face tranzacția. Cu asta ne lămurim mai departe. Deci vă spun, Tuca Voronin este capul clanurilor mafioate care au fost la guvernare. Cine l-a dus pe Filat? Tuca Voronin. Cine l-a dus pe Plahotniuc? Tuca Voronin. Tot a făcut Tuca Voronin. Eu v-am spus și acum vă arăt și actele. În 2005, când guverna Tuca Voronin, șor, având 18 ani, deja au luat pădurea până în 2057. Voronin a luat de la Țiganca pădurea, nu știu până în ce ani, am să vă arăt pe urmă, dar Voronin a luat pădurea de la Țiganca, 700-800 de hectare, înconjurate cu 5 rânduri de sârmă ghimpată în sus. Eu am să mă duc și am să vă arăt filmul și cu sârmă ghimpată și cu tot. Special pentru voi, ca voi să înțelegeți. Și avem noi la guvernare, când ziua de azi, armata nu este în mâinile lui Maia Sandu. Maia Sandu nu poate face nimic. Așa, au venit în coași, fără bodyguards, fără nimic. Dar bodyguards îl apără în continuare pe Dodon. Vedeți, toată paza este aici, dar și nu plătește paza, dar și paza ascultă de Maia Sandu, paza ascultă de Dodon. Vedeți cât pafos aici, cât se așteaptă Dodon cu Voronin să vină. Ia că te uitat. Iată așa, cu un telefon în mână, tot poți face minuni. Dar cum s-o-și are oameni buni? Și din capul ei, poate face înaintea mafiei, este ei ceva? Doamne! Thank you.
Și eu sper că eu am vedei la penitenciar. Am să public două din penitenciar, voi n-aveți de aici acolo. Trebuie leacă să le iei. Iată, vedeți realitatea, domnul Nicolae, eu vă arăt. Nu normal. Președinte au fost întâmpinată fără... Păi acum la Belorusia, eu prima dată l-am ascultat pe Dodon, el nu a spus că președintele răspunde, eu m-am prăpădit de râs, pentru că el pentru mine nu a fost. Vezi idiotske politiki? A pa cemu Dodon comandui de sich por? Noi avem de pe... Din noiembrie noi avem președinte. Din noiembrie avem. Din decembrie au depus jurământul. De ce armata e aparținul lui Dodon, oameni buni? De ce? Ne uitați ce-i făcut aici. Iată, eu vă arăt. Uitați-vă cum e făcut construcția de milioane spălate aici, la, când s-a spus, pe timpul lui Voronin. De ce pădurile aparțin lor? Lui socialiști, lui comuniști? De ce toate pădurile sunt părțite? Pădurile sunt a noastră, a poporului, oameni buni. Iazurile sunt a noastră, a poporului. Corect. Felicitări cu ziua Europei. Toți fiecare cu sărbătorile lui. Vedeți azi, în anul ăsta ce au chicat și cimitirul și tot Alexandru Țigănaș, așa, încată de treabă. Nu avem procuror, nu avem oameni buni. Și mie în altă funcție. În stat ăsta e procurorul. Dar eu v-am arătat realitatea. Realitatea cu ei aparține armata. Distribuiți și uitați-vă. Corect, tot paza lui Maia Sandu e la Dodon. Deși, oameni buni. Să lupte mai înseamnă cu așa o mafie dodonească. Vedeți că s-a unit înapoi Dodon cu banditul de Tuca Voronin. De câte ori v-am spus că e Tuca Voronin, nu mă credeți. Eu v-am spus cel mai mare bandit este Tuca Voronin.
cu măștile la gură, nici nu-i cunoști. Cine și cui faci sărbătoare? Я люблю солдат пе бабадзина ку додон ку мьеса ку воронин împreună. Это сербатория лор. Я закрыт, который у меня рамас. Синева в вяца. El nu trebuie să fie lui Igor Dodon. Nici deloc nu trebuie să fie. Asta-s bani costă, oameni buni. Asta costă bani. Asta costă bani. Pafosul ăsta costă foarte mari bani. Ați scos pe toți la lucru să le plătești, să le dai. Da, în anul a fost mai grav. Eu un an n-am putut pătrunde pe teritoriu. Nici poliția nu m-a apărat. Vă spun eu. Eu un an am fost, dar n-am putut face film pentru că era telefonul. Am dat de fișorțul lui Voronin, m-am sfădit cu dânșa la poartă, nici eu, nici anul, nici martor, nu avem cu ce filma. Că nu eram gătite, că doar era pandemie. Și eu, nici anul, nici la mine și-a spus că hai mă răbdic acolo să merge sărbătoarea lor. Dar eu într-o teritoriu n-am putut să intru. Poliția nu m-a apărat, poliția s-a dat într-o parte, de partea lui Dodon. Eu în an pe mai greu a fost cu mult. Anul ăsta e cu mult mai ușor. Eu vă arăt, gata. Încet, încet, este democrație, ei pleacă. Eu mai rămas uleacă. Pentru ce au luptat? Eu încărcat și eu dus oameni buni, nu eu întrebat, vrei, nu vrei. Eu încărcat și eu pus să facă războaie, cum am uit genocidul cu măștile. Tot așa ești oameni buni. Genocidul cu măștile, eu am trat eu cafea, unul strigă la mine, răcnește. Îi spun, băi, tu ești medic, puneți masca și taci. El era cumpărător ca și mine și striga, răcne în gura mare. Dar eu eram cu masca, dar pur și simplu pe gură numai. Striga, să nu-mi dăie nic, tânăr, oameni buni. Același război, să băteau, să ucideau, să tăieu, să împușcau, dar nu știu pentru ce. Care la comanda cui, încărcau și dușeau. Acum cu televiziuni, suntem cu telefon în mână și încă e greu de luptat, dar voi vreți atunci. Eu încărcat și-o dus și în 45 ce-o făcut, eu încărcat și-o dus în Siberia pe toți care sunt întors înapoi. Pe care i-au făcut trădători, pe care i-au făcut culași, pe care i-au făcut, le luau fetele din casă. Eu am stat de vorbă cu lumea, Eu nu vorbesc de istorie, eu am stat de vorbă cu lumea, pot să vă spun. Am stat cu lumea de la Cimișlie, cum povesteu, că nu înțelegeau, intrau în casă, îi luau, că nu aveam nic, că eram sărași, lichiți pământ, nu aveam de mâncare în casă. Ne-am încărcat și ne-am dus, pentru că aveau o soră foarte frumoasă, mai mare, și trebuie să iei soră. Și dacă nu-i dat soră, ne-am încărcat pe tot și eu dus. Doamna a stat la Cimișlie, de la Cimișlie am stat în spital, tot e de la Ciocana. Este evrei 100%. Este evrei 100% că a vorbit într-o limbă. Dar vedeți că mă vine șor la putere. Din câte am înțeles, șor ar fi la alegeri, oameni buni. Are imunitate, de atât eu vă vorbesc. Imunitatea, oameni buni. Imunitatea trebuie scoasă la toți. Corect. La mine în sat s-a găsit
s-a găsit, s-a săpat pentru canalizare de apă și s-a găsit oasă și s-a făcut o cruce. Când am spus că acasă am să vă arăt. Acolo, Doamne ferește, câte oasă au găsit. S-a spăriet și a chemat preotul și a pus o cruce. Acolo e lagăr. Dar pe teritoriul lagăr s-a găsit foarte multe semințe, nu aveți idei. Și nimeni nu știu, pentru că noaptea stăteau închiși în casă. Și îi împușcau, făceau o groapă mare și îi împușcau și lumea nu se puteau ieși din casă cum acum. Vă închis în casă, stați cu măștile la gură. N-am purtat-o, nu o port și n-am cumpărat nici o mască, oameni buni. E că e Sfânta Duminică și mă aude. Nu am cumpărat nici o mască, am cumpărat 10 măști înainte de pandemie, când am știut că e pandemia în februarie. Și am dat 6 lei pe 10 măști. Și avem acasă măști, 9 măști, când s-a început pandemia. Și când am văzut 12 lei masca, 10 lei deodată, eu n-am cumpărat nici o mască. Eu am cerut tot timpul. Unii am intrat în instituție, am strigat, dă-mi mască. Odată și ne-a pus masca la gură, dă-mi mască. Și niodată de una, de fiecare dată, niodată. Eu vă spun cum am trecut eu pe tot COVID-ul ăsta. N-am cumpărat nici o mască, n-am cumpărat nici un dezinfectant, n-am cheltuit nici un leu, pentru că eu bani n-am. Statul nu ne-a dat nimic. Absolut nimic. Statul nu ne-a dat. Și eu n-am... Iată, aici sunt eroii noștri, vedeți, care au mai rămas în viață. Aici sunt eroii. Sau văduvile. Și vaccinul tot e un război banditist, cum scrieți așa, și eu socot. Pentru mine, eu nu mă tem. La sărbătoare, merg pe lângă dânsele, le-a pus un buchet de liliac în mână. Iată, pe iștea, uitați-vă la dâns și închinați-vă, la iștea care au rămas în viață. Distribuiți, că n-o să vedeți nicăieri în direct, o să vedeți numai la mine. Restul toți duc și să facă montaj. Toți fac montaj. Moldova 1 trebuie să fie în direct, oameni buni. Să vă arăt în direct la o țară întreagă. Voi distribuiți atâta, măcar și vă arăt eu. Distribuiți pe toate canalele și asta să vedeți. Am intrat Maia Sandu. Și cât pafos e aici. Cât papus e aici, câți bani. Tu mă gândi, cumpărai câte un apartament la oameni care au rămas în viață și de ceva. O pensie mai mare, un leaf mai mare. Jos pensiile. Mă dă-ți la o parte. Vreau să filmez de pe tot locul. Nu știu ce ne-a dat cu mâna. Stai să vă arăt la lume. Dă-i pași când direct arată nimeni. Poftim, papadzina. Poftim. Băieți, știți cum minți? Lasă vadă lumea. Lasă vadă lumea dezastru din țară. 100 de euro și mai e.
atâta hrană pentru babațână. Oameni buni, izali, iau și m-am conjurat, iau și aici, iau și aici, iau și m-am conjurat. Iau câta hrană pentru babațână, valeu! Valeu, rușini, băi, rușini, băi, rușini! Rușini, băi! Iau și m-am conjurat, iau uitați și ce-i împrejurul meu, iau uite. Da, iau uite, e de râs, așa? E de râs? Da, da. Iau cice, iau și m-am conjurat, oameni buni. Poftim. A venit mers președintele țării, n-a fost înconjurată de nimeni. Da, iau cice. Unii babadzâna, ai doamne frește. Iau să nu arăt. Faceți mai rău, băieți, faceți mai rău. Băieți, faceți mai rău, că vă rămâne fețele în telefon. Vă rămâne fețele în telefon și ați răspundeți pe urmă. Eu am scriu plângeri pe toți. Dați la o parte, eu nu fac nimic decât filmez. Cum a fost un președinte la memorial. Și uitați cum vine babadzâna la memorial. Da, dă-te la o parte, eu nu fac nimic decât filmez. Eu nu știu cine e ăsta cu dânsul, dar seamnă... Prim-ministru. Cine? Prim-ministru. Ciocoi? Da. Ciocoi? Na. Dar spune-te cum ăștia la gura mea, ăsta-s tortoșei. Ciocoi. Trebuie să mă dă spui mască, că e... Categoric sunt potriva ei. Eu știu ce faci de-a mă. Băi băieței, băi îmi vine râde, băi, băi arătați dezastru din țară, băi arătați dezastru din țară. Dați-mi voi să filmeți, vadă lumea. Da. Dar nu mă duc de urmă, nu mă duc.
E că vor arăta și ea, care pune flori la monumente Baba Zână.
dar nu asta lumea așteaptă rând să pui flori. Întâi mergi de pafosul și pe urmă. E tău și grăureasă. Este partid ușor, eu v-am spus. Ne uite cum au. Domn Tauber. Da, Hristos a leat, da. Pădurea de la Codri, o dă și ori înapoi, ori nu. Ia cât trebuie să. În primul rând merge partid ușor, oameni buni, ia cât trebuie să. Partid ușor. Dacă om lângă om, nici o distanță respectată, tot se poate. Tot se poate, oameni buni. Ia că aici sunt uzurpatorii puterii. Șor, Dodon. Treziți-vă, oameni buni, și treziți-vă tare, că e jale mare. Vă arăt cine poate intra. E ca greureasa, eu vreau să o văd. E că tu-i tu acolo. E că să-i partid ușor. Vedeți cine are acces și n-au nicio distanță și n-au nimic. Poporul n-are acces, poporul la urmă. Întâi partidele care sunt la guvernare, Șor și Dodon. Ați văzut cât a fost Băbăzână, a fost tot zapriet. Nu vă temeți că nu s-ar lăbăta, eu arăt realitatea, oameni buni, stați liniștiți. Dacă te stălharii, au luat pădurile, au luat stadioanele, au spisit banii. Dacă partidul tălharilor, șor 30 de hectare în Codri, oameni buni, din 2005, el încă și la alegeri ar să vie. E ca țârcuri, dacă este țârcuri ieftine. Țârcuri ieftine, dar ieftine de tot. Vă arată puterea lor cât e de mare. Dacă este partid ușor, la 9 mai.
e COVID n-au, când ne trebuie lor, e COVID n-au. Înțelegeți? Măștile astea stau mâine la gură să-i cunoști pe toți. Vor la guvernare, e ghine, l-a furat. Să fură bine oameni buni, că au furat ușor. Și acum hectarele Codrii Moldovei i-au luat și-i vinde. Tabăra, v-am arătat-o. El aștept pe Voronin. Frat, ce-or spune în continuare, ar s-o spui de sărbătoare, țârcuri. Uitați-vă cât pază a fost cu Babadzâna, oameni buni. Tot pază a fost pentru Babadzâna, voi vă dați seama. Ia cât aici. Aici sunt șoriștii, primii au avut acces șoriștii. Apel are imunitate. Șor ar să vii la alegeri care imunitate. Ați înțeles? Am vrut să o văd pe Grăureasa. Să o huiduiesc. Stadionul de la Rezina. 28 de milioane le-au furat. S-au făcut tot în România, oameni buni. Grăureasa acum s-a vândut la Partidul Șor. Tot Stalharii s-au dus la Partidul Șor. Tăți tălharii. L-am așteptat pe Voronin. Dodon, cred că e la Moscova. Nu ne închipui unde. Iată. Le prinești oare așa care au luptat și le-au făcut? Le prinești oare cu flori pe toți aici care fură și a lor au rămas tăți? Sărași, voi nu aveți idei. E ca ce trebuie de arătat, sărășie. Oameni buni, scrieți-ne în privat, care știe unde stau eroii și sărășii, să vă arăt. Dar nu a venit Voronin. Dodon nu se vede. Dodon e la Moscova, precis. El la Belarusia, cred că a plecat la Moscova. Eu ne închip, nu știu. Sărmana, doamnă care a rămas. Asta trebuie să-i dăie ceva statul, dar nu. Cu pensie mizeră și-a crescut. Vitalie Crăciun. Dar păi nu le-a dat flori, le-a dat lilie și oameni buni, că e mai ieftin. Pasca le-a dat-o de Paști și în loc de flori le-a dat lilie și... Da, e rușine. Ia ca șoriștii și nu-l văd pe Voronin, oameni buni, pe Voronin l-am așteptat, dar el nu-i. Am să-i dau întrebări, pădurea de la Țiganca, lui Voronin, deși s-a luat-o lui ea. Casa din a lui Bodiu, din mijlocul pădurii, eu v-am arătat și am să vă mai arăt. Lăsați-i să scrie, ia cât este. Presa și fotografiați, au ce-i filmează presa, oameni buni. A venit doamna președinte fără presă dimineață. Și uitați și pafos aici, așa cât presă. Lăsați-i, nu le scrieți bună ziua. Aici
care au luptat, într-adevăr. Nu, n-am putut spune nimic, pentru că stau oamenii ăștia alături, știți cum e rușine, iau sărbătoare. Nu-i huiduiesc. Eu m-am așteptat pe Voronin, tare l-am așteptat, dar nu-i, cred că ar să vii ceva mai târziu. Precis că ar să vii mai târziu. Eu m-am așteptat totuși să vină împreună. Iată, este șuriști toți la coadă, stau mai mult lume nu-i. Nu a fost timp. A? Ce faci? Ți-a dat bani? Ăsta eu am avut, dar nu te-am. A. Nici nu știu pe aici pe lătru dacă este pe undeva, Marie. Nici nu. Am mușmă, găsesc, tu muși treci drumul și găsesc. Ce ai de făcut? Da, acolo să mă ajut la filmat și-am drumul. Hai, hai că te ajut. Hai, și asta de Ceva, dar... Da, hai și treci toate. Mergeam o ia. Dar cum? Dar... Să-ți arăt unde. Că e tare, e dificil, eu nu pot merge. Și așa eram polițist și o strigat la mine. Dar ce-o strigat? Păi, și pot stau cu ultramiasă în stradă. Că eu să stau în da. Eu pe Voronin îl aștept. Acolo și din apoi în poate. Dar cum? E sama. Iată, atât e de abrupt, dacă ei nu s-au gândit la... Da, amuș. Corpul diplomatic a Israelului, vedeți? A Rusiei, a Israelului, cu ei flagul ăsta? Aici este din Israel, că am auzit că... Asta Lucioban! Da, Lucioban! Dar pe Lucioban duci și spuneți mie să facă! Da. Să mă întâlnesc cu el și o să facă! Da, păi el era, de ce nu i-ai spus? Ce nu i-ai spus că nu poți să... Da, las că... Da, deci când mă păzăști paza, că nu pot vorbi cu el. Cum păzăște, așa? Da. Nu, că eu m-am dus. Vreau foarte mult să-l văd pe Voronin. Îl aștept rușii, dar vorbeau în altă limbă, nu vorbeau în rusească. Hai. Ia uite, cum să suie, Doamne ferește. Și ți-ai pierdut banii? Da, bă, dar prost. Ah, uite, în buzunar, nu pune. Pune în buzunar, da. Dar știi cum picar zi pierd. Apoi pune în buzunar. Da? Nu contează banii. Contează viața. Dar și baloane frumoase, uite, ai văzut? Veni tare în ceva. La mine acasă... Mai așteaptă, baloane. Cred că, pe cineva aici. Voronin? Da, Voronin, și Voronin. A fost președintele, banditul. Tuca Voronin, da. Am auzit, dar n-am știut. El e Tuca Voronin.
El e banditul bandiților care au crescut toți talharii ăștia, al de șor, al de dodon, al de zână carabina, voronii ne-au crescut pe toți, al de ceban, toți care suntem la guvernare. Și v-am arătat cum a intrat doamna președinte, fără televiziune. Nu știu, eu n-am văzut TV8, jurnal TV, chiar nu i-am văzut, nu știu unde-s. Poate că se împar cu Europii, poate. Nu a fost. Nu, e pe că trebuie să pară, că dacă ești cu baloane, trebuie să pară, cred că ăsta Voronin trebuie să pară. Zi să stai unul, să-ți dă un balon. Nu trebuie ăștia, Maria. Dar ai văzut și-mi plăci mie. Flori și mari trandafir mi-a plăcut. Eu am dus-o cazincă, am zis că la ziua mea azi vis ne-a duc așa. Și-s frumoasă. Ce-și plac trandafiri? Sunt frumos. A, ia-te-o cazincă, ești frumoasă. Floare. Dar să-ți sui la memorial tot nu poți, așa-i? Care memorial? Aici. Dar unde sui eu? Na, nu poți, nu s-a făcut pentru tine. Nu cred că a făcut pentru tine. Dar să vedem unde. Fă un cruc și uite. Fă un cerc împrejur și uite. Vedeți? Nimic gândit pentru un invalid. Nimic, absolut nimic. Elena Georgiu, bună ziua și Hristos a înviat. Ai, da? Dar cum să-ți sui? Dar ce nu te duci până acolo să te uiți? Ce nu te duci până acolo? Tu să te uiți, fă un cerc pe acolo, mai aproape, hai. La ce ai mai venit aici? Haide. Așa. Haide, încă o dată. N-a să-mi dai voi acum. Ei, da, n-a să-ți dai voi. Uite-te pe împrejur. Da, da. Eu îl aștept pe Tuca Voronin. Să-i dau întrebări, cum a crescut el tăți talharii ăștia, criminalii ăștia, care în ziua de astăzi, de la începutul filmului, uitați-vă cum a fost întâmpinată doamna președinte. Și aici s-a demonstrat că-i tăt în mâinile lui lui Dodon, oameni buni, și-a luat zână carabină. Tăt în mâinile lor, ați văzut, șpaza m-a reținut. M-a dat la o parte să nu filmez. Ia că uite la flori, da, duci-te, uite la foc, la flori, mai de-aproape, duci-te, uite. Nu l-am văzut pe Chico, nu l-am văzut. Partidul lui Chico. Nu i-a adus pe aici. Ia seama. Dar eu nu vreau să port și gata. Ei, da. Într-o democrație, e că aveți, brava. Eu tot prima dată în viața mea, eu prima dată. Eu sunt pentru, în democrație, fiecare are dreptul să facă ce vrea, cu și se ocupă, treaba lui, cum și face, are dreptul la viață și atât. N-are dreptul viața nimeni să ne iei. Chicu-i la Putin cu Dodic, eu mă uitam cum de... А вы что?
Unde l-ai văzut pe? L-am văzut. Pe Viorica Dobărădeană. Am văzut mă apropii mai încolo, dar niște polițiști toți cu distanță. Dar eu nu i-am văzut, eu i-am cătat. Eu am văzut-o fost, mă jur. În preama e că o să trebuie și lângă mine ăsta. Nu i-am văzut. Știu, crezut să te mut ca să mă las să-mi fac ceva. Nu văd timp, eu nu sunt curioasă. De când mă băiat, răși ce vin de acolo. Ce-ți da în geantă, n-ai bombă, te poți da. Și zici că ai văzut-o pe Dumbrăveanu cu chip? Da, și pe Ion Hicu, mă jur. E că acolo lângă mine stăteu. Și am vrut să mă dau mai aproape de aia niște de-a lui a pază, nu știu cum să mergi. M-a dat așa într-o parte, să stai peste mine. Apoi vezi că când au venit ei, da, pază ne-a înconjurat din toate părțile. Da, da, corect. Eu, am vrut să-i arăt că sunt alături. Am vrut să-i alături. Apoi da, da, eu și spun că eu nu i-am văzut. Am vrut să-i arăt că, sunt, că ei sunt toți împreună. Șori, Chicu, Dodon, Isama, Isama, Isama. E periculos. Dar unde că vine Corpidon? Dar Igor nu mai vine, el e la Moscova, cred că. La Moscova? Cred că, da. Cum a plecat la Moscova? Apoi el a fost la Belarus și de acolo cred că s-a dus la Moscova. Oameni buni, au murit, ăsta e un traur, e un genocid a fost de prăpădenie, au ucis oameni, au împușcat. Tați, frați, surori, tot la oaltă, au împușcat. Mulți oameni să vadă. Erau mai mulți, dar văd că s-au mai împrăștiere. Nu știu, poate mai s-o vieță înapoi, pizza, când a să iasă, mai este vreo ieșire. Nu, ei s-au dus pe partea cealaltă. Mai este vreo ieșire, că vezi s-o vieță pe dânsă, pe Ion Chic și pe Viorica Dobrăveanu. Eu am vrut să arăt partidele care sunt împreună la, la paradă. Nu-i, do, nu-i ei vor unii numai oameni buni, dar cât că ar fi. Baloanele astea nu degeaba stau aici. Trebuie să vină vor unii, nu există să nu vină. Deci orice trebuie să ne eliberăm noi singurei, oameni buni. A venit timpul când trebuie, avem și trebuie să judecăm, să iau ce vine încolo. Ar să vină, cred că am și, și tartarul Voronin. Că baloanele astea nu degeaba stau aici, că ele m-au venit. Așa-i? Așa spuminez cu oameni și care au murit prin cumva, da? În război, da. În război, da. A doilea război mondial. Da. Ia uite-o Viorica Dobrăveanu. Unde? Ia uite-o, ia uite-o Mărie. Mărie, vizită, doamna Viorica, Hristos a înviat. Mulțumim, dumneavoastră, mult sănătate. Da, ți-o făcut de multe, de tete ți-o făcut, Viorica Dobrăveanu, de ei dat și, de ei dat de toate, da. Ia că au făcut partid. O furate, uite, cu șoriști împreună, vedeți? Ia cât aici. Vă arăt, eu nici n-am zărit-o, dacă ieșat cu măștile la gură. Ia cât aici, au făcut partid. Cu șoriști împreună, vedeți? Viorica Dobrăveanu alături, ia uitați-vă. Da, ia uite, da, mai la vale. Iată, uitați-vă realitatea. A unde-i Chicu? Unde ți-i Chicu? Unde l-ai lipădat? Scoarul Europei, acolo. Da? În scoarul Europei? Ia că te-i șoriști împreună cu Dumbrăveanu, vedeți? Oameni buni, iată, asta să știți, să vă arăt realitatea. Șoriști împreună cu Dumbrăveanu. Eu vreau să-l văd și pe Voronin, oameni buni, vreau să-l văd pe Voronin. Vreau să-l văd pe Voronin, nu cred că Voronin nu vine, înțelegeți că sunt baloanele astea aici și eu cred că el trebuie să vină. Că el în anul a fost. Ion Chicu, ai văzut că era și el.
Nu era aici cu dânșii. Da, au văzut că se duc în scoarul Europia muie. Știi și m-a râs prima dată, când dumneavoastră a spus, eu mă arăt mai bine ca la televizor m-a să arăt și eu. Știi asta? Am văzut. Eu le arăt și realitatea. Dumbrăveanu cu șoriști împreună. Nu este cu ieșiri sau asta ieșiri? Nu, partea și este ieșiri. S-a închelut și ieșit partea și da, el s-a dus partea și ieșiri. Da. Era și chipul, spun drept. Iată, asta i-am prins aici, vedeți, șoriștii, dodoniștii, la pachet. Și Chicu. De ce vă vorbesc? Îmi place cumva și pomenesc că este acest mestea. Este război mondial. Da? E că interesant, cât flori, dar de flori ești. Ești și ei, și florile astea, florile astea e... Și... Două corzine de... Da, ei, două, trei mii. Care le văd. Nu-i vor unii oameni buni. Eu prea mă... Este de și televiziune. Ei fug tăți în scoarul Europei. Nu-i vor unii oameni buni, nu-i. Nu a venit vorone, asta e interesant. Ți minte că a fost până la baloane și s-a dus beamul? Nu-i, n-are, că tot e minciună, tot e sărmană, nu înțeles. Știți cum, e greu. Da, e greu, e nu înțeles și... Da, 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 am filmat-o, pe dânsa am filmat-o, da. Dar nu-i Voronin. Tot am vrut să mă apropiați, vorbesc. L-am așteptat pe Voronin special și uitează că nu-i. Eu nu înțeleg, mai am rugăminte. De ce așa? Nu dau voie să apropii de oameni ăștia. Noi și le facem ceva, parcă suntem răi. Pentru că ești la putere, mă. Da, ia că de Maia Sandu nu te-a oprit nimeni să te oprești, să te aprochii de Maia Sandu. Nimeni nu te-a oprit. Ți-a dat voie. Nu, Maia știu că dă voie. Da. Maia m-a apropiat și eu. Ea nu-ți ferește de noi, știi, doamna Maria? Dar cum? E Maia poporul. Maia Sandu o iubesc, o stâneț. Și pas. Este pas. Eu zic de pas. Da. Echipa lui Maia. Eu o stâneț foarte. Dar pace nu o stâneț. Caftaliuca. Eu și-o făcut. Am privit, am niște video. Cu zilioncă? Da, păi, doamne, mă dai pozor. Am crezut că echipa... Și mai am organit să-ți spun. Ai aflat de Valentin Budurache. Nu mă interesează, nu mă interesează. Pace, da, nu mă interesează absolut deloc. Și cu video am văzut, m-am mutat așa, televizor ceva. Da, nu mă interesează. Eu pe Voronin am vrut să-l văd. Dar trebuie să vină, n-are cum. Da. Deja e intrarea. Poate mă așteaptă, poate... Ia uite, vă căzut asta. Băieți! Iau balonul. Voronin trebuie să vină. De unde știți că a fost, nu l-a așteptat pe Voronin, l-a fost la ora 5 dimineața, nu cred. El în anul a venit, dar a venit mai târziu ori Voronin. Eu am avut aici cu dânsul la poartă, eu n-am putut intra în coace. Dar acum uitați-vă că l-a aștept și nu-i. Mă duc încolo, da, bine, mă duc la scoarul Europei. Am vrut tare mult. Eu mai ca tare, mai tare, nu-i pentru Voronin. Oameni buni, ți dau o întrebare. Pădurea de la Țigancă. ...800 de hectare înconjurată cu... Cine? Domnul Voronin. Domnul tovarășul Voronin, dar nu-i. Asta este, deci... Bine, hai, la revedere, eu am plecat, da, hai, davai, da. Ai grijă, da, da, mă duc în scoară, eu un an am dat peste Voronin cu picior, să-și tare mult am vrut să-l... Nu că aici, vedeți...
El le vinde, nimpre că le așteaptă. El le vinde. Tac, 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 dice. Все. Luați și uitați-vă de la început cum a fost întâmpinată Maia Sandu și uitați-vă cum a fost întâmpinată Babadzina. Cu asta vă zic o zi bună, la revedere, mă duc la scorul Europei repede.